Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față voi face o scurtă prezentare, oarecum o prezentare, al unui buck boost converter. Înainte de a vedea din ce componente este compus converterul de față, alimentatorul de față, trebuie să spun pe scurt care este treaba cu aceste convertoare în comutație. Nu o să intru în detalii tehnice, deoarece nici eu nu stăpânesc așa de bine sursele în comutație. Par simple la prima vedere, dar pe cât de simple sunt, pe atât de complexe este modul lor de funcționare. Aceste convertoare sunt de trei tipuri în general. Ar mai fi al patrulea, se folosește extrem, dar și nu are sens să-l spun. Atenție, aproape toate fac conversia din curent continuu în curent continuu. Deci nu în curent alternativ, este clar. Oricum era destul de logic. Deci să vorbim despre cele trei tipuri de convertoare. Deja le-am și scris pe această foaie. Păi, în primul rând, este buck converter, supranumit și step down, adică coborător de tensiune, ceea ce înseamnă clar că tensiunea de ieșire va fi întotdeauna mai mică față de tensiunea de intrare, adică tensiunea de ieșire va fi mai mică față de tensiunea de intrare. Apoi, al doilea tip, boost converter, supranumit și step up, adică ridicător de tensiune. Mai pe înțeles, tensiunea de ieșire va fi întotdeauna mai mare față de tensiunea de intrare. Spre exemplu, dacă alimentați la 12, acesta este un buck boost converter. Dacă alimentați la 12V, tensiunea pe ieșire va fi întotdeauna mai mare. Nu va fi mai mică față de sau egală cu tensiunea de intrare. Și al treilea tip, cel pe care îl avem de față, este un buck boost converter. Acesta, după cum este clar, e logic, este combinația între cele două, între buck converter și boost converter. Mai pe înțeles, tensiunea de ieșire poate fi mai mică sau egală cu tensiunea de intrare sau mai mare sau egală cu tensiunea de intrare. Adică poate coborâ sau poate urca tensiunea de intrare. Are o plajă largă de reglaj. Eu, bineînțeles, mi-am luat buck boost converter, deoarece dacă aș fi luat buck converter, aș fi depins de tensiunea de intrare. Spre exemplu, dacă am fi avut tensiunea de 12V, în cazul buck converterului aveam până în 12V, ceea ce în anumite situații poate aș fi avut nevoie de mai mult. Ei, și cam acestea sunt cu cele trei tipuri de convertare. Dăm la o parte această foaie că ne mai trebuie. Convertorul de față este un HW140, versiunea 0.3. Cazul acestuia poți introduce la intrare o tensiune între 5,5 și 30 de volți. Mă rog, eu aș recomanda cea mai mică tensiune de 5,5, deoarece dacă ai o tensiune mare pe ieșire, va trage destul de mult curent. Și nu știu cât curent va suporta acest conector și tot ansamblul ăsta. Așa că recomandarea mea este să alegeți minim 12V, 24. Eu chiar am 24, deci o să introduc pe intrare 24V. Apoi pe ieșire o să am între 0,5 și 30V. Chiar ați văzut acest alimentator în utilizarea acelui clip despre, dacă mi-aduc aminte, despre JulTif, alimentarea JulTif realizat cu un MOSFET într-un clip anterior. O să vă pun un link în descriere sau în colțul din dreapta sus al acestui video. Avem afișajul, bineînțeles, o să-l vedeți puțin mai târziu pornit. Condensatorul probabil de intrare. Scrie pe low SR, adică rezistența internă scăzută. Și de ce capacitate avem? 470 microfarazi la 35V. Ok. Bobina respectivă. Acesta e condensatorul de ieșire. Pe ieșire, de 470 microfarazi la 35V. Aceștia de sus sunt tranzistor MOSFET. Nu este BY și eu m-am încurcat prima dată, m-am păcălit, crezând că se numește BY9A18. Nu, nu, nu. Denumirea este D4184, este un tranzistor MOSFET cu canal N. O să pun pe ecran și prima pagina al datasheet-ului. Ok. Ce din lateral? Cred că este o diodă, dar nu înțeleg ce diodă ar fi. Mai departe, acesta este tot un tranzistor MOSFET, NCE6075K. O să dau, bineînțeles, și datasheet-ul pe ecran, prima pagină. Mai jos, acesta
de aici. Seamănă cu un tranzistor, dar nu e tranzistor. Vedeți bine, e 7550, da? Și este un stabilizator de tensiune de 5V, 7550. Mai există și 7530, 7533. Adică, practic, ultimele două cifre semnifică 5,0V. Dacă 7530, 3,0V. 7533, 3,3V. Este clar că acesta stabilizează tensiunea pentru integratele din spate. Cele de jos sunt tranzistoare, m-am uitat eu chiar atent și dacă le vedeți. Primul este J3Y, acesta de aici, și este un tranzistor bipolar NPN. Ok, acesta. Și mai este 2TY și este tot un tranzistor bipolar, dar de data aceasta PNP, da? Cu minus pe bază. Mai departe avem două diode Schottky, da? SS56. Era clar că sunt diode Schottky pentru că oricum în sursele în comutație pe ieșire întotdeauna, zona de ieșire avem diode Schottky, da? Ok. Doi semireglabili, trimmer, multitură. Pe el scrie 503. Asta înseamnă că este de 50 de kΩ. Adică 50 ori 1000, 30 ori după, da? Aici sunt două LED-uri. Cel de o să afișeze, o să vedeți puțin mai târziu că o să lumineze spre roșu când limitează curentul, da? Curentul de limită. Îți arată, indică faptul că în momentul respectiv limitează, da? Ok. Iar următorul LED verde indică tensiunea pe ieșire, adică faptul că avem prezență de tensiune pe ieșire, că am activat tensiunea pe ieșire. Cred că acest rezistor joacă rol de șunt. Este 0,025 de ohmi, dacă am înțeles bine. Mai departe, cel de aici este renumitul operațional LM358. Amplificator operațional audio. Vedeți bine? Da, vedeți, ok. Mai departe, acesta de aici este FP5139, 5139, este un asincron boost controller. Ok? Cel de aici. Acesta nu cunosc ce este, nu știu dacă puteți vedea bine. Dacă nu puteți, da, nici eu nu văd bine așa. Nu reușiți, las că vă spun eu. Scrie GD286, am căutat după GD286 și nu am găsit mai nimic. Iar acesta, următorul integrat, acesta mi-a dat seama clar ce este. Nu a trebuit să mai caut, dar totuși am căutat ca să pun datasheet-ul pe ecran. Este un controller pentru afișaj. La afișaj, că, da, afișajul din spate, da. Și se numește HT1621B, da? O să pun pe ecran și data sheet-ul acestui integrat. Acestui controller, chip. Și atât cu teoria, că deja vă plictisiți, să trecem la practică. Acest bug boost converter a venit și cu acest micuț radiator. E cam mare pensie, da, merge. Ok. Am reușit. Și să îl punem pe aceste componente active. Ok. Am pus. Și să trecem la partea practică. Ok, înainte de a porni, să vă arăt. Deci am pus direct consumator, rezistoare de putere, de putere mare. Fiecare rezistor, din câte se vede, de 8 ohmi, la putere de 50W. Eu am pus câte două în serie și apoi în paralel. Asta înseamnă că avem câte două în serie, 8 cu 8, 16 cu 16, apoi în paralel, și deja cele două formule de legare serie paralel, deci avem 8 ohmi. Am pornit.
L-am setat ca pe ieșire, în momentul când îl pornim, pe ieșire să nu dea nicio tensiune, da? Se poate seta de aici. Uitați. Țineți pe cel din partea dreaptă și apoi încă o dată. Și înseamnă că pe ieșire, când îl porniți prima dată alimentatorul, pe ieșire nu va da nicio tensiune, numai dacă apăsați scurt pe el. Dacă apăsați scurt, o să vedeți că avem o tensiune pe ieșire, da? Spre minim, e reglat. Ok. Pe intrare avem 24 de volți. Iar pe ieșire nu am activat, eu că e dezactivat în momentul de față. Atenție, curentul de jos este doar pe ieșire, nu pe intrare, da? Ca să nu vă încurcați. Eu chiar dacă apăs pe acesta cu intrare și ieșire, el va da numai tensiune, curentul va fi doar pe ieșire. Tensiune, în schimb, pot să văd și pe intrare și pe ieșire. Și să-l pornim, da? Ok. Și să vedem. Doi volți, 2,4, 3 volți, o să pun mâna pe rezistoare să văd dacă e în regulă, 4 volți, 4,7, 5, 5,8, 6,7, 'Moment că mi-am adus aminte că am limitat eu curentul. Da? Uitați, eu am pus limita la 1 amper și de asta să vă arăt. Deci dacă crezi că mai mult, se aprinde, nu știu dacă îl vedeți voi, e un LED. Ai lumina prea puternică la... Îl vedeți mai bine? Un LED roșu. Dau înapoi. Nu se activează limita de curent. Dacă rotesc tensiunea mai mult, se activează limita de curent. Da? Pentru a dezactiva, să rotim potențiometrul de curent la maxim, ca să nu mai avem limita respectivă de curent. Rezistoarea am început să se încălzească, sunt călii. Sunt încă calde, nu sunt fierbe, sunt calde, sunt călduțe doar. 20 V. Ia să vedem tensiunea pe intrare, 23,6. Patru aproape. Măi, e cald, dar nu fierbinte. Nu să aibă put... Nu știu, spre... 40 de grade, puțin mai mult față de... Da, a intrat limita. Dăm înapoi. Da. Deci aceasta este limita. Hai să punem de această dată două rezistoare în serie. Adică să avem 16, să avem curent mai mic. Dezactivăm pe ieșire. Să activăm. Și să creștem. Și asta va fi ultimul test. Ok. Acum sunt 8 cu 8, 16 ohm, deci o să am curent mai mic față de anterior. Mă interesează să vedem dacă ajungem care e tensiunea maximă. Eu știu deja, dar să vă arăt. Și cam asta e.
29, 30. Și acesta e cap. Rezistoarele frig. Cam atât. Ok, și cam asta este. Hai să-l oprim. Acesta este alimentatorul. E un bug boost converter. L-am cumpărat deoarece îmi este destul de util pentru alimentarea diverselor montaje, plus că este destul de ieftin. Cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la el. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare la alte videoclipuri la fel de interesante sau mai interesante decât acesta. Toate cele bune!